Yo, salutare jupineilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 19, un nou clip din seria cu SBC-uri. Astăzi avem highlights de la ultimul sau cel mai recent Prime Icon Optimus, Cannavaro, singurul fundaș din lume care a reușit să câștige balonul de aur. Să sperăm că o să le ia Van Dijk anul ăsta, să fie al doilea. Vedem ce s-a întâmplat. Ce ne-a dat din pachete, pentru că în perioada aia încă mai erau cardurile speciale. Dar înainte să mergem acolo, nu uitați să rupeți butonajul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul! Așadar, Fabio Cannavaro ateriza în Cosa Nostra B.I.G., un super fundaș, fraților, exceptând, cum ziceam, faptul că are 1 metru și un top. Eu l-am făcut pentru că atunci, acum sau niciodată, când eram și eu copil, că sunt și eu copil, vorba poetului, mi-a plăcut extrem de mult, am crescut cu el și eu cum am jucat fundaș central a fost pentru mine un fel de exemplu. Bineînțeles că am fost peste el, dar nu intrăm în aceste discuții. 83 pace, 98 defending, are și physical. Nu e el cel mai bun, dar e singurul fundaș, băi, care a luat balonul de aur, sămânța de argint sau lopata de fer. Low high, genial, pe rău tu gori, dumele mele. Balance bun, cum ziceam, compioșor, marfă. Aici începeam cu silver player pack-ul, sau cum s-o numi, pachetul silver cu jucători, din care aveam alte așteptări. Mă gândeam, nu știu, să-mi dea și mie un icon, ceva, dar n-au vrut. Le-am pus pe toate pentru că așa fac eu highlights-urile la icon-uri, absolut toate pachetele dintre aici. Mai departe, Goal Player Spec, parcă un jucător gol din 12, un rar, de fapt 12 gold, un rar. Îl dă pe Mercado, n-a fost pretty good. În rest, vai de capul lor. Avem un Rare Player Spec, pachet de 50.000. Și nu vrea să ne dea, adică totuși pack de 50.000, totuși venea cu board, mă simt ca la început de FIFA. Portugalia, goalkeeper, nimeni altul decât Rui Patricio de la Wolverhampton. Un portar decent, l-am mai prins prin draft când nu-mi cădeau portar și bă, și-a făcut treaba, dar el e bun doar pentru SBC-uri sau pentru începutul de joc. Da, ceva de genul. Mai departe mă atragea o, nu ne dădea nici bord, ne dădea left midfielder spaniol, e vorba de Morales de la Levante. Din păcate doar atâta, și alți, Samaris, Hurtado și toți bețivii de la crâșmă. Oh, speram să vină walkout-ul, dar nici acum, totuși urma să vină, rămâneți aproape, nu schimbați canalul. Brazilia, CD, Marseille, îl avem pe Luis Gustavo Lima și Neymar, 83, foarte frumos, foarte frumos, adică asta ți asigură bugetul pe cel puțin 6 luni de joc. Avea și el acolo o valoare inestimabilă. Următorul era în sfârșit cu walkout, frățiorii mei. Primeam un man of the match, un shit, un spaniol, un CIM, nimeni altul decât Dolofanul Dolofeu de 86. Lejer, frate, lejer. Nu e rău, Dolofeu, adică interesant, dar nu pe vremea asta. Mai aveam și Ferman, dublu walkout, plus Icon Click. Restul pachetelor de pe oi, pentru că aveam prea multe, era un Hisai de 81. Hisai de 81, frate, din pachetul de 30.000. Și din pachetul de 55.000 venea GUEYE de 82, adică pachet de 55.000, ce poți să-ți dorești mai mult, jupinule? Da, jupinilor, cam subțire tot ce ne-a dat din pachete de la Cannavaro. Nu știu ce s-a întâmplat, ori pe final au scăzut șansa, că n-avea cum, băi, să nu ne pice ceva Big House, Big Smoke. Oricum, pachete multe n-au fost la el, pentru că a fost unul simplu de făcut. Eu sunt mulțumit, dacă vă întrebați și vreți să aflați un review despre Cannavaro, sunt mulțumit în ciuda faptului că are 1,75 m, sare bine, are 98 jumping, îmi place și l-am făcut mai mult pentru că a fost sau este unul dintre fundașii mei preferați. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Hurtado și ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari și până data viitoare, pace, stime, iubire, credință și big respect pe viață, ne vedem data viitoare, jupineilor!